Iată-l pe Hagi care trage puternic, Mustare spinge în față, Belodedici, gol! ...22 de ani, Miodrag Belodedici, a noua selecție în echipa noastră reprezentativă. Primul gol, într-adevăr, marcat pentru echipa națională a țării noastre. El este, într-adevăr, unul dintre cei mai promițători jucători tineri ai fotbalului nostru. După retragerea lui Ștefănescu, ne face plăcere să vorbim puțin despre Belodedici. Miodrag a preluat postul de libero cu o maturitate neobișnuită pentru un jucător de vârsta sa, impunându-se rapid drept unul dintre cei mai buni jucători europeni pe acest post. Sokolovați. Ce fel de sat este? Soco înseamnă vultur. Așa? Și lovați înseamnă vânător. Oh. Deci e vânător de vulturi. Vânător de vulturi? Lovați înseamnă, da, vânător. De aici, aici s-a ridicat Belodedici. E un vânător de vulturi? Nu, eram vânător de vulturi. Vânam orice, de porumbei, păsări, dar vulturi, până la vulturi mai greu. Da. E un sat mare, cam câți locuitori? 300 și ceva de case și 1000. Eu am 228, că numărul casei e 228. Deci aha, aici ai. 1000, dar acum au scăzut mult, foarte mult. Au plecat mulți, nu? Da, nu, au plecat foarte mult și a scăzut natalitatea. Da, poate. Asta e casa? Deci asta e stilul nostru de casă aici, un fel de austro-ungar. Pentru că era granița aici, tot timpul se făceau case una lipită de alta, ca să se apere mai bine. Asta mi-a spus bunicul. Aha. Haide, mamă. Vine-mi prea pe doamne. Haide, vin. Salut, bună! Bună ziua! Bună ziua! Ea e mama mea, frumoasă ca mine, așa arătăm amândoi. Salut, bună! Care-i numele? Danița. Danița. Da. Nume slav. Sărut mâna. Fain băiat aveți. Foarte. Grozav. Și... Dacă mă uit bine, într-adevăr, ai ochii semenă, mamei, da, albaștri. Da, da. Semen... De la ea e ochii ăștia frumoși, albaștri. Am două Danița. Surori care seamănă cu partea lui tata, dar eu aha. Sunt... Mama, exact. Când era tânără... Da. Suntem pe malul Dunării, pe clisura Dunării, cum se spune. Da, de aici începe clisura Dunării, să vă spun. Aici Dunărea intră în țară. Exact, suntem la Baziaș. La Baziaș, locul unde Dunărea intră în România. Da, mă rog, graniță cu Serbia. Graniță cu Serbia, de unde vine din Serbia și de aici până la porțile de fier, este, așa clisura. Se cheamă, clisura Dunării. Uh-huh. Pentru mine este un loc cel mai frumos din lume. Bine, sunt locuri frumoase în lume, dar eu când vin aici, îmi bate pulsul cum îmi bătea la finala cupei. Foarte frumos, intervenția lui Belodedici, Radu 2. De 10 ani nu m-am înscris la fotbal, eram la țară, munceam cu cojocărie, cu bunicul, cu pământ, care aveam pământ. Viță de vie, făceam vin, făceam țuică. Stai, și n-aveai legitimație? Măcar? Nu. Jucam cu prietenii pe terenul nostru. Până la 14 ani? Până la 14 ani. Mie îmi plăcea să joc fotbal. Acum, Așa este. Și când am fost să dau probă la Minerul Moldova Nou, ăia când m-au văzut, i-au zis, lasă-l aici și pleacă. Dacă ai talent, trebuie să muncești. Am muncit și mult. Mm-hmm. Mult, mult. Foarte mult. Antrenamentul invizibil ăla. Da? Am o porțiune de aici, de la Dunăre lângă sat, până în satul meu, unde alergam în fiecare după amiază. Aveam un unchi care mi-a făcut niște, care lucra la mineră și mi-a făcut niște bureți cu niște greutăți. Așa. Le puneam... Le legai? Le legai și alergai cu picioarele? 3 kilometri. 3 și 3, 6 km. Ia uite ce unii deștept. În fiecare după amiază. Și erai un copil. Aveam 12-13 ani. Da. Și alergam și se uita lumea la mine. Ce-i cost? Și zicea, iar aleargă copilul ăsta. De ce aleargă tot copilul ăsta? Coala de picioare. Da.
de la Moldova Nouă, era un meci cu UTA Arad Moldova, Minerul Moldova Nouă, da. După meciul acela. Tu jucai deja la seniorii echipei jucam... Moldova Nouă, divizia B, dacă nu mă înșel. Da, era divizia B, jucam junior în teren. Cum 15 ani sau ceva? Aveam 16 ani și câteva luni. Meci cu UTA? Cu UTA Arad. Meci mare, meci tare. O echipă foarte cunoscută, așa. Bătrâna doamnă. Și unde am pierdut cu 2-0, dar după meci s-a apropiat domnul Romeu Stâncan. Arbitru. Arbitru care e un arbitru cunoscut. Sigur. Și mi-a dat un bilețel cu un număr de telefon. Ca să sun. Așa. Al cui era numărul? Telefonul era al clubului FC Argeș. FC Argeș. Aha. Unde era în timpul acela antrenor domnul profesor Florin Halagian. Așa. Am ajuns cu trenul de la Reșița, Reșița, Caransebeș, am toată noaptea am călătorit. Dimineața am ajuns la Pitești și m-au dezbrăcat. Țin minte că era Dobrin, m-au dezbrăcat cu echipa mare. Era dimineața și trebuia să fac antrenament cu echipa mare. Tu aveai 16 ani. Eu aveam 16 ani. Auzisei de Dobrin, știai cine-i Dobrin? Nu-ți venea să crezi că ești acolo. Nu. Când am ieșit pe teren, îl căutam cu ochii să văd cine. Când eram mare emoții. Ce s-a întâmplat mai departe? Deci acolo la un moment dat s-au schimbat antrenorii. Deci domn profesor Halagian a trecut la FC Olt. Da. Și m-a luat și pe mine cu dânsul. Acolo m-am întâlnit cu Pițurcă, Iamandi, Șoarece. Jucător la FC Olt. Scornicești, da. Așa este. Acolo în perioada de acolo a fost vreo 2 luni de zile. Am antrenat, am jucat la echipa a doua, puțin mai pe fals, pentru că nu aveam legitimația încă de la Moldova Nouă. Da, a fost un timp mai scurt. Și de la FC Olt am plecat la București, la Luceafărul. Centru național de pregătire a juniorilor, cei mai buni, talentați. De la Luceafărul, da. București. Acolo am întâlnit-o și pe toți sportivi mari, pe Nicu Vlad, pe Nadia Comaneci, pe... Erau tineri, și da. Bun. Acolo l-ai întâlnit pe Hagi? Acolo l-am întâlnit pe Hagi. Acolo l-ai întâlnit pe Balint? Balint. Prietenul tău de o viață? Da. Și după aceea, când am venit 18 ani, antrenorul pe care l-am avut la Moldova Nouă, care se chema, trebuie să-i spun nume, sigur, Olimp Mateescu. L-am cunoscut foarte bine. Da. Olimp Mateescu. Gras așa. Așa, da. M-a luat de mână și m-a dus direct la Steaua. Te rog, spune-ne, Mio drag Belodedi, ce înseamnă să joci o finală a Cupei Campionilor Europeni la 22 de ani și mai ales ce înseamnă să o și câștigi? Păi deocamdată pot să vă spun, deocamdată încă nu-mi dau seama ce a însemnat finala asta pentru mine. Poate să-mi dau seama mai târziu. Dar, în plină glorie, au reolat cu titlul de campion european cu Steaua, iubit și respectat în întreaga țară. Belodedi va surprinde pe toată lumea în ianuarie 1989, când se decide să rămână în țara vecină, Iugoslavia, unde își dorea să înceapă o viață nouă. Nicolae Ceaușescu, care îl decorase nu cu mult în urmă, l-a declarat imediat dezertor. Am crescut într-un colț. Ce să vă spun? Am crescut într-un colț unde era interzis, multe lucruri le aveam interzise fiind copil, nu puteam să fac ce vroiam. Veneam la Dunăre. Să faceți baie în Dunăre? Veneau militarii până acolo să nu vă duceți câteodată, de multe ori nu ne lăsau să facem baie în Nera, nu puteam să privim spre Nera. Sufeream foarte mult fiind copil, uram soldații, uram militarii, pentru că nu ne lăsau să facem baie și din partea cealaltă sârbii îi auzeam cum săreau, cum se bucurau, cum făceau baie și noi stăteam și ne rugam la soldate. Nu ne lăsa. Eu urmăream fotbalul sârbesc foarte mult și din faptul că transmiteau meciurile internaționale, Cupa UEFA, Cupa Campionilor. România pe timpul acela nu prea, da, nu dădeau la televizor. Și de asta eram eu mai internațional, așa cum pot să spun, da, mai aproape. Mergeam cu mama și cu tata la Iugoslavia, la Sârb. Și acolo... Ai fost cu tata la meciuri la Belgrad? Am fost, da. Te-a dus la meci? Am fost pe stadionul Maracana, Steaua Roșie, și el era stelist și acolo m-a impresionat. Și de acolo am rămas cu
cu o imagine a fotbalului da, mare, da, da, da. A fotbalului extraordinar. Era o atmosferă incendiară. Era o atmosferă, erau. Pentru un copil, pentru un om tânăr, a fost extrem de impresionant. Foarte, foarte. Prima mea echipă a fost Steaua Roșie, după aceea. Steaua noastră, când am București. Pășit spre Aha. România, spre interiorul României, atunci am început să simt cu Steaua, cu Sameș, cu Irdănescu, cu Dumitru, cu îi priveam și... Câte puțin așa, a încolțit și în mintea ta ideea păi de... Păi am crescut acolo, nu se putea să nu mă gândesc. Că e mai bine dincolo. Era ca un teritoriu... Este mai bine, deci era un lucru care era interzis. Sigur că da. Și ceea ce e interzis... Fructul oprit și este tărâmul făgăduinței. Este aici, îl atingi cu mâna aproape. Cum să nu te gândești că într-o zi treci dincolo, nu? Da. Am citit undeva că te mai enerva un lucru îngrozitor. Să ascunzi banii când trebuia să pleci cu echipa peste hotare. Aveai și tu câteva sute de dolari, păi, probabil. Știți cum se făcea, toată lumea făcea... Schimbau lei, nu? Da. La negru. Da, negru. Țin minte când trebuia să plec seara mă întâlneam cu prietenii mei, care... cu Balin și cu Hagi. Așa? Și unde ne gândeam unde să ascundem bani. Așa, și unde îi ascund? Și... Păi unde se... Păi tăiam cureaua și îi puneam în curea. Sigur, și o coseați la loc. Tăiam în pantof. La, băgați la, în talpă. În talpă. Și, și erați și când de ajungeam... la Steaua, echipă campioană a Europei. Păi da, trebuia să fim exemplu. Nu puteam, dacă ne vedea cu valută, vă dați seama că noi... La Steaua, care trebuia să fim un exemplu, să avem cu valută la noi, că nu era... Și îl mai avea și pe Valentin ca protector. Nu era ca protector, deci ne controlau. Totuși. Ne controlau, aveam, mergeam... Bine, vă controlau aia de la Dinamo. Nu știu cine, dar ne controlau aia, și... Ce-și dorea aia să prindă vreo doi infractori de la Steaua. Mari. Aveați emoții? Mare emoții aveam. Când mă chemau și mă întrebau dacă ai valută... Asta era întrebarea. Ai valută? Ai valută și eu toată noaptea mă gândeam cum, ce față să fac ca să-i spun că nu. Nu, n-am eu. Nu și... Bine, când plecam, eram mort apă, galben, da. Să nu fiu galben. Da. Păi știți că un caz, acum, un caz. Vine Piții. A predat bagajul, aveți valută, n-aveți valută și îl cheamă unul. Vine pe Piții? Pe Piții și îl bagă într-o încăpere. Să-l controleze? Da. Și deodată se deschide ușa de acolo și Piții la fugă. Fugea. Stai. Și noi stăteam și nu uitam ce se întâmplă. Și trece printre noi, da. Trece printre noi, așa. Și vă dă ceva în mână, și așa? Și îmi pune dolarii în mână. Eu stăteam cu, mie, cu boarding-ul și îmi pune dolarii în mână și o ia. Ăla vine în fața mea, da. Și mă prinde de mâna asta și ce ai acolo? Eu aveam boarding-ul, dacă mă prindea de asta, aveam valută. Nici n-am ajuns să zic boarding-ul și o ia după el. Aha. Și a scăpat Piții. E incredibil, asta era ceva, deci... Stupefiant. Incredibil, noi ne uitam unul la altul, ce dracul aleargă, ce... Deci lasă-mă, domne, ce... Doamne, vreau să vă întreb ceva. Cu ani în urmă, mulți ani în urmă, atunci când ați avut un curaj extraordinar, un curaj nebunesc, și ați plecat peste graniță cu mile. Da. De ce? Pentru că el a vrut. Așa? Răspunsul... Da. El a vrut. Eu m-am spus da. Către el să stai, te rog. Da. Mai un an de zile. Păi dar el spune nu. Și era 88. A avut dreptate, mai un an de zile. Dreptate, dar nu aveam de unde să știu. Nu v-a fost frică că era și un pic în pericol? Pă cum să nu? Numai eu știu. Aici e capul satului. Da, aici se termină satul, da. Acolo de sus se intră și aici se termină. Și aici se termină România? Aici se termină România și la 50-100 de metri e cu oră în minus. E o oră în minus, dar este și țara libertății, este țara pe care Belodedici, tânărul Belodedici, acum 20 de ani. Uite, s-au trecut două decenii.
Da. Ai luat drumul ăsta și ai trecut în Serbia? Da, aici veneam, n-am trecut pe aici, dar aici veneam de multe ori și făceam baie în Nera și... Și visai? Și ne uitam spre Occident, spre așa libertate, e, care era, pe timpul acela erau mai liberi ca noi. Și așa este. Fiind crescut aici, la graniță. Aproape. Foarte aproape și văzând ce se întâmplă dincolo, tot timpul m-a tentat să... Te-a tentat tot timpul. Ai trăit cu gândul ăsta mereu? Am trăit cu gândul ăsta mereu. Mereu. Pentru că asta era un fel de mod la noi. Prietenii mai în vârstă, care eram băieții care creșteau, plecau. Deci aici înainte era, în spatele nostru era un foișor de... Grăniceri. 40 de metri înalt. Grăniceri? Da. Care vegheau? Vegheau în zona asta, erau trei. Unul sus, aici și unul mai încolo. Și zona asta era... Zona asta era interzisă total. Aici n-aveam voie nici să privim. Deci dacă priveam aici, soldatul ne spunea plecat de aici și nu... Tundeți-o. Și stăteam acolo în spatele digului și ne rugam la soldatul să ne lase 5 să minute face și să facem o baie, că este o apă extraordinară de curată. Așa, și la nu vrea. Dar ce este important este că pe malul celălalt este Serbia? Da, nu chiar pe malul, vedeți piatra aceea. Acolo e granița. Acolo e neutră, zona neutră, dar dacă... Da. Practic ajungi imediat în Serbia imediat, de aici. Da. Și de multe ori ne întâlneam acum, după Revoluție, ne întâlnim cu... rudele noastre, care le avem dincolo. Aveți o mulțime de rude acolo. Multe rude avem. Aveați mereu, da. Tot timpul. Și ne întâlnim aici și mai vorbim cu ei. Ei pe malul celălalt și noi aici. Și ce mai face? Ce mai faceți? Cum merge? Și toate... Da. Interesant. Da. Belo, aici nu mai ești Mile. Aici ești deja Belo, fiind la București. Da, la București sunt Belo, da. Belo, ce speranțe avem cu generațiile actuale? Pentru că tu știi, ca director al echipelor naționale de copii și juniori. Păi noi speranțele noastre să-i formăm, ca să-i învățăm să joace fotbal, să-i școlarizăm cu fotbal, să-i învățăm să joace fotbal. Astea sunt speranțele noastre. În primul rând. Obiectivul de calificare ne dorim fiecare și ei când se gândesc și noi ca și antrenori. E un lucru foarte frumos să te califici, dar ceea ce vedem în teren bun, dar nu ne dă speranțe așa de o prea mici speranțe ca să ne calificăm. Spune-mi câteva cuvinte despre nucul tău. Mi-aduc aminte când eram mic, mă urcam în nuc, dormeam acolo, învățam acolo, mâncam acolo. Era prietenul tău? Vânam acolo porumbei? Păsări, porumbei, deci mă urcam foarte sus și vedeam tot satul, se vedea cine intră, cine câini, dacă... Da, era mai ales prietenii mei care... Balenci da, cu Hagi, cu ei am, știau tot. De nu cu ei ne-am vorbit și se supăreau pe mine și ziceau, pleacă și tu și nu cu du-te tău, la lasă-ne, nu ne mai vorbi. Când aveam vacanțe, așa. Când se termina campionatul... Puținele vacanțe da, într-un an, și ei plecau la mare. Ei plecau la mare, la munte și eu le spuneam, eu trebuie să mă duc până la acasă, socol. La socol, să-mi văd nucul. Și după aceea mă întorc imediat înapoi și nu înțelegeam de ce mă duc eu la nuc. Mile nu ne aude. Sandra a fost o soție bună pentru Mile? Nu. Deci răspunsul... Răspunsul e nu. Nu. Nu am spus răspunsul. Că el când a fost acolo, că nu e pentru el. Ea e din mare și el nu e mare. Eu sunt dintr-un sat și aia dintr-un oraș, cum vrea să trec. Nu cred că numai asta a contat. Ea trăiește cu mama ei în Valencia și cu fetița noastră acolo. Dar asta nu e ușor pentru tine. Și eu, bine, nu e ușor, că trebuia să vin, că am avut o fetă asta. Dar acum ea are fata, dar el n-are. Așa e. Trăiește cu ea, bun. Da. Și el are fata. Asta e problema care o... Puțin mă mănâncă, mă doare puțin cu fata, dar în rest, nu, merg. Ai trecut. Când pot să o iau spre Valencia, mă duc, o văd. Belo, Mile, de fapt, cum îți spune mama, cum îți spun toți cei de aici. Tu ești un om singur? Păi nu sunt singur. Nu. Am foarte mulți prieteni. Toată lumea, am un noroc, nu știu, da? Foarte multă lume mă iubește. Te îndrăgește. Da, mă îndrăgește și... Nu sunt singur. Nu ești singur. Nu sunt da. Singur. Poate hai zi. Să luăm altfel, dar n-ai avut noroc. În dragoste. Noroc în dragoste. Bun, eu care vreau să am vreo 4-5 copii, n-am, dar
Mai e timp. Nu ne retragem. Mai avem timp. Da, pentru că după despărțirea dureroasă, fără îndoială, de Sandra, adică am rămas singur și am văzut la un moment dat o inițiativă stupidă a unui ziar din capitală, nu-i dau numele, un ziar care a încercat să-ți găsească mireasă. Da, da. Și au dat titlul mare, caut Belodedici fată caută, cu minte. Da, Belodedici caută nevastă. I-am lăsat în pace, nu m-a interesat. Și au fost sute de cereri? Păi, mi-au spus că au venit foarte multe scrisuri la redacție și... Dar nu era să o iei în serios. Nu, eu vă dați seama că nu mă gândeam eu să dau la ziar că vreau să mă însor. Și acum, dacă mă întreabă un prieten sau dumneavoastră dacă vreau să mă însor, vreau să mă însor, dar când, Dumnezeu știe. Da. Ești mulțumit de ce faci acum? Eu îmi place ceea ce fac. Mulțumit mai puțin, dar îmi place foarte mult. Mulțumit? Nu, încă nu suntem la nivelul care ar trebui să fim când pomenim România. Deci, fotbal românesc, când se vorbește despre fotbal românesc, oamenii se gândesc la ceva maximum. Sacele te zică, frică-te. Ești eroul satului. Ești cetățean de onoare al comunei, nu? Cu diplomă. Cu diplomă, da. Ești eu. Sunt cetățean de onoare. Nu muncesc ca ei atâta, așa de mult, dar sunt cetățean de onoare. Azi că ai muncit foarte bine acolo, pe terenul de fotbol. Da, da. Libero. Am fost crescut, format să joc libero. Așa este. Cel mai bun libero din istoria fotbalului românesc. Dar ți se spunea căprioara, da, căprioara, balerinul. Nu știu de unde a apărut căprioara. Aveai picioarele alea și probabil că înainte, eleganță înainte, extraordinară. Știți cum se jucau înainte, cu chiloței strâmți pe noi, se vedea tot piciorul. Și tricourile erau mai strâmte și eram așa mai finuț, mai... Dar aveam un post mai special așa. Adică? Trebuia să gândesc foarte mult, trebuia să tatonez foarte mult și plus aveam eram protejat de niște oameni care jucau în fața mea, cum era Bumbescu, Stoica, Băloni, care până ajungeau la mine, erau terminați. Tu ai un palmares excepțional. Ești un jucător, 55 de selecții în echipa națională, pentru care mi se pare că ai marcat 5 goluri, dar 6 campionate, 4 cupe cu Steaua, 2 finale de Cupa Campionilor, una câștigată cu Steaua, una câștigată cu Steaua Roșie. 2 finale de Cupa Intercontinentală, una pierdută, dar cu Steaua Roșie câștigată. Ai jucat în Spania la vreo 3 echipe, ai jucat în Iugoslavia și ai jucat în Mexic la un moment dat vreo 2 ani. Da, da. Atlante. Mexico City. Departe, Belo, uriaș. Cum era? Păi cum era? Era o provocare așa mai interesantă, gândindu-mă că o să mă las de fotbal după ce termin Mexic. Da. Dar nu s-a întâmplat așa. Nu. Nu. Ai revenit am în revenit, România. Am revenit la... Vechea dragoste. La vechea dragoste, Lăcătuș m-a... Lăcătuș te-a adus. M-a adus, da, și m-a convins. Să revin. Și am revenit 2 ani, da? După care am mai semnat un an. Când a venit Pizzi la antrenor, am mai semnat un an. Așa. Și ai jucat și în echipa națională. Am jucat și echipa națională, am fost la campionatul european în Belgia-Olanda. 2000. După aceea când am venit Când făcusei deja vreo 35 de ani. 35 de ani și deja eram... Deja mi era rușine să da? Apar să joc la da. Dragă Belo Mile, aici se încheie discuția noastră. În primul rând, n-ai de ce să-ți fie rușine pentru întreaga ta carieră, o carieră excepțională. Nu, Doamne ferește, nu mi-e rușine, nici să stau în mijlocul cum am stat, în mijlocul grădinii, în mijlocul satului, deși e un sat mai urățel, așa, mai sărac. Dar e al tău. Sunt mândru, da. E al tău, e al meu și îmi face foarte mare plăcere să vin să stau cu oamenii. Multă baftă în continuare. Mulțumesc, da.